Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ei bine, ziua de joi este foarte intensă, să știți. Avem Marea Preoteasă și Faetonul, energia generală, judecata, deci clar o zi în care se iau decizii, o zi în care e bine să fim foarte atenți pe drumuri, dar este și o zi în care fiecare va dori să-și expună părerea, fiecare va dori atenție și este o zi în care se pot lua tot felul de decizii care mai de care mai ciudate în jurul nostru. Există o zi cu predispoziții spre drumuri, spre revederi, drumuri spre instituții publice, drumuri spre locuri mai spirituale sau drumuri da, la o vreme de seară, drumuri în locuri ascunse, drumuri spre cunoaștere sau spre instituții de învățământ, știu eu, însă judecata vine clar cu un răspuns, da? Vine clar cu un răspuns și cu un adevăr. Luna trece în leu, de acolo se ceartă cu nodurile lunare, inițial cu Pluto. Da? E un moment în care fiecare vrea să strălucească, fiecare va avea nevoie de atenție, dar este și o zi în care pot apărea tot felul de situații ciudate. Suntem puțin scoși din zona de confort. Dacă v-ați programat să vă distrați, să vă simțiți bine, cel puțin prima parte a zilei e destul de tensionată din acest punct de vedere. Nu neapărat negativă, însă e una din acele zile din lună când apar conflicte. Da? Atenție, cei care aveți copii, pentru că pot apărea discuții cu aceștia, pot apărea tot felul de lucruri ciudate legate de bani, deci atenție în ce investiți, atenție ce cumpărați. Poate să fie, bineînțeles, și o zi în care sunt și lupte de orgoli, da? O zi în care putem să luăm decizii în legătură cu o situație. Da? Anume, chiar dacă Mercur acolo e retrograd, oricum ar fi, lumea o să fie ceva mai agitată. Da? O să fie ceva mai agitată și este o zi pe de altă parte în care, cum să spun eu, vom avea tendința să ne și retragem dintr-o situație. Spunem, bun, dacă nu funcționează proiectul respectiv, mă retrag sau schimb, da, tactica. O zi așa agitată, în general vorbind, dar așa cum am spus, a doua parte a zilei pare ceva mai liniștit, da? Mai liniștit. Bun. Cam atât în mare parte. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Îți mulțumesc pentru faptul că te-ai abonat canalului sau dacă n-ai făcut, sunt sigur că o să faci și îți mulțumesc de pe acum. Distribuie videoclipul, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, că e important și asta. Și dacă ești curios să vezi ce urmează pe parcursul lunii mai, pentru că este o lună cu adevărat ciudată, da, au apărut deja toate previziunile, le-am atașat mai jos după capitole sau la secțiunea playlist-uri le găsești în primul comentariu postat de mine. Iar dacă ești curios să vezi ce urmează în următoarea săptămână, așa mai amănunțit, te invit și la acele filmări. Până joi seara îmi plănuiesc să apară toate, așa că te aștept cu drag acolo. Hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi astăzi copiii sunt importanți, distracția, plăcerile, doar că prima parte a zilei vine cu niște conflicte, da? Legate de afaceri, legate de bani, legate de un copil, legate de persoana iubită. E ceva acolo care vă scoate din zona de confort. Poate să fie o schimbare care apare într-un grup de oameni, însă pe de altă parte este o zi, îmi cer scuze, în care e bine să fii foarte atent pe zona cheltuielilor. Da? Dacă ieși și vezi ceva și e foarte interesant și spui, fai că n-am bani să-mi-l cumpăr, da, e ok, da? Poate nu e pentru tine acum, da? Poate nu e pentru tine acum. Atenție puțin și pe tot felul de decizii ciudate. Pot apărea cheltuieli sau, știu eu, unii berbeci puteți să aveți un mic mare stres legat de zona afacerilor, cei care vă ocupați cu așa ceva. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Bun, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, steaua, da? Este o dorință, așa, care pare să devină realitate, dar este și provocatoare. O legătură pe care o puteți avea cu internetul sau poate să fie o zi în care apare acea lumină de la capătul tunelului, dar care vă cam scoate din zona de confort. Apoi avem 8 de bâte.
Foarte multă comunicare pentru tine în această zi, multe drumuri, multă pasiune, multe activități care apar în jurul tău, iar ultima carte, Nebunul. Multe surprize, dragi berbeci, care apar în această zi. Nebunul vorbește și despre o legătură cu un copil, un nou proiect, dar și despre tot felul de acte din acestea de curaj. Da? Fie tu dai dovadă de mult curaj, fie ești surprins prin ceva anume. Da? Niște vești total ciudate care apar pentru tine, dar care, așa cum am spus, îți mai clarifică puțin din anumite situații, din anumite probleme. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi prima parte a zilei vă găsești foarte concentrați și pe casă, pe familie, dar și pe viața profesională. Pot apărea conflicte în relația cu persoanele cu autoritate asupra voastră, precum părinții, partenerul de viață, sau poate aveți ceva de rezolvat în legătură cu niște acte, cu casa, cu un teren, știu eu. Pe de altă parte, este o zi în care relația cu persoanele apropiate ție e destul de tensionată. Pot apărea conflicte legate de relația cu rudele, relația cu persoanele din trecutul tău, atenție ce semnezi, atenție ce decizii iei, pentru că e o zi destul de ciudată din acest punct de vedere. Da? Hai să vedem, dragi tauri. Ce faceți voi? Da? Ce faceți voi? Ce se întâmplă? Și avem asul de spade pentru tine, prima carte. Și la baza pachetului 9 de cupe, o decizie care se ia și care te bucură, de asemenea văd aici o soluție pe care o găsești pentru sufletul tău, chiar este o zi în care pot apărea tot felul de surprize total neașteptate pentru tine. Apoi avem 5 de bâte, discuții în contradictoriu care pot apărea, gelozii, dar 5 de bâte vorbește și despre o tensiune pe care tu o poți simți. Ultima carte, 7 de monede, niște bani care vin din trecut sau este un moment în care stai așa și analizezi puțin trecutul și îți dai seama că poate nu s-a meritat să îți pui atât de mult sufletul într-o poveste. Da? Pe de altă parte, se pot relua anumite discuții, pot reveni anumite probleme, da, pe care le-ai avut până acum. Vezi că e cazul să mai faci puțină curățenie, da, prin casă, la propriu, la figurat. Vezi și tu persoanele care îți sunt prin jurul tău, că pe acolo ceva nu e în regulă. Zodia Gemeni. Dragii mei gemeni, o zi în care o să comunicați mult și bine. Da? Prima parte a zilei vă găsește cu niște tensiuni legate de drumuri, legate de axa cunoașterii sau niște tensiuni acolo legate de discuții în contradictoriu. Da? Poate să fie ceva legat de zona studiilor superioare, străinătate, spiritualitate. Toată zona asta e destul de ciudată pentru voi, da? E ceva ce vă agită. Însă este o zi în care pot apărea conflicte la muncă sau este o zi în care e bine să fiți foarte atenți pe drumuri, cum mergeți pe stradă, cum conduceți, dar să fiți foarte atenți și pe zona sănătății. E foarte important acest aspect pentru voi. Nu vă băgați și nu trageți de voi mai mult decât este cazul, da? Și nu vă lăsați provocați, pentru că puteți să spuneți ceva nepotrivit care, nu știu, să agite spiritele prin jurul vostru. Și nu e ok. Da? Chiar nu e ok. Pot ieși secrete la suprafață pentru alți gemeni. Pot fi tot felul de decizii ciudate care se iau. La muncă, în general, în viața voastră. Hai să vedem. Luna pentru tine. O legătură cu zodia Rac, zodia Pești, poate și un scorpion. 10 de monede. O femeie din familia ta are un rol important astăzi, dar este și o zi în care pot apărea probleme în casă, în familie, pot apărea probleme legate de un grup de oameni, chestiuni legate de bani pentru unii gemeni, fie aveți facturi de plătit, fie unii dintre voi vreți să faceți niște schimbări. Apoi avem 5 de bâte și pentru tine apar discuții în contradictoriu sau poate să fie un moment agitat într-un grup de oameni din care faci parte sau un moment în care pot apărea discuții în contradictoriu, în casă, în familie, pot apărea tot felul de lucruri de făcut. Turnul, ultima carte, dragi gemeni, ceva bubuie, da? Turnul vorbește despre o rupere radicală, turnul vorbește despre un moment în care se ia o decizie care va schimba totul, însă eu văd o eliberare. Da? Poate aveai și tu niște personaje prin jurul tău care nu ți erau atât de favorabile sau nu erai în locul în care trebuie. Zodia Rac.
Dragi raci, pentru voi este o zi în care valoarea voastră personală contează foarte, foarte mult. Foarte. Prima parte a zilei poate să apară cu niște cheltuieli, da? Sau pot apărea tot felul de conflicte legate de valoarea voastră personală. Cât de mult sunteți apreciați într-o relație de iubire, câți bani câștigați, dacă vă place cu adevărat ceea ce faceți. Unii puteți avea cheltuieli, alții puteți să primiți bani, dar să aflați că trebuie să-i și dați. De asemenea, tot această zi vine cu niște conflicte legate de o afacere, legate de un grup de oameni din care faceți parte, conflicte legate de viitorul vostru financiar sau ceva legat de niște prieteni pentru unii. Da? Conflicte în general vorbind, dragi raci. Acum încercați să nu vă băgați foarte mult în ele, da? Lăsați lucrurile să se întâmple pentru că, da, pe undeva vă așteaptă o schimbare pe săptămâna viitoare și cu siguranță energiile deja se simt, adică suntem între două eclipse despre ce vorbim. Da? Destul de ciudate din punctul meu de vedere. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Asul de bâte, 2 de bâte, foarte interesant și avem 9 de cupe. O activitate nouă pe care o faci și care îți face plăcere, este o zi în care încerci să te bucuri de viață din plin. De asemenea, văd niște discuții foarte rapide pe care le vei avea. Da? Este o decizie foarte ciudată care se ia legată de un șef sau ceva legat de o persoană importantă din viața ta. 2 de bâte reprezintă o așteptare mai mare sau reprezintă o vestă pe care o primești de undeva de la distanță. Poate să fie și o zi în care îți faci tot felul de planuri pentru un termen mai lung. Iar ultima carte, nebunul pentru tine, vești surprinzătoare care apar și care te vor bucura. Să văd că e și ceva legat de o noutate, un nou program, un nou copil, un nou proiect, niște noutăți acolo care te vor surprinde destul de mult. E o veste care ține de o așteptare, de o pauză mai mare, dar care te bucură până la urmă. Da? Zodia Leu. Dragi lei, o zi în care sunteți în centrul atenției, vă mai reveniți și voi așa. Prima parte a zilei vine cu niște conflicte, în relații, în mod special relații vechi sau relații cu rudele, poate relații cu partenerul de viață. Alți lei aveți de rezolvat ceva privind un contract sau ceva privind niște acte, da, pentru viața voastră privată. Vedeți că astăzi e nevoie să vă împărțiți așa într-un mod egal, casă, familie, dar și viața profesională. Pe acolo trebuie luate niște decizii, pe acolo apar discuții în contradictoriu, apar tot felul de păreri diferite, nu știu, partenerul vostru vă spune ceva, șeful vă spune altceva, nici voi nu mai știți ce să faceți. Încercați să vă ascultați intuiția și încercați să renunțați la ce aveți de renunțat. Da? O să fiți puțin provocați astăzi, dar sunt sigură că o să treceți cu bine peste poveste. Da? E o zi așa de decizii. Da? Decizii. Mai ales că, nu știu, pentru unii sunt probleme care au mai fost și acum se reiau, că de ceva timp tot se întâmplă chestia asta în fiecare lună. Deci, vedeți pe acolo ce aveți de făcut. Că sunteți pe ultima sută de metri. 7 de bâte, prima carte pentru tine și 4 de cupe. Ți pare că ceva nu-ți place aici, ceva nu-ți convine și începi și te lupți cu toată lumea sau îți urmărești foarte mult acel scop. E o zi în care ești ceva mai irascibil din fire sau este o zi în care pur și simplu ești plictisit, da? Ai obosit de aceeași poveste care se repetă. Poate să fie și o zi în care nu prea ai chef atât de mult să te ocupi de anumite activități și acestea pot părea ca o provocare. 4 de monede. Fie ai legătură cu o persoană mai încăpățânată, fie tu ești foarte concentrat pe un anumit lucru și nu vrei să renunți la ceva anume. Da? Pot veni și niște bani sau poate să fie o zi în care le vrei pe toate. Ultima carte, pajul de bâte. O veste bună care apare, o legătură cu un adolescent, dar și o nouă modalitate prin care tu vei acționa. Pajul de bâte, să știi că vine cu vești pozitive, cu vești rapide, dar vine și cu foarte mult entuziasm. Da? O zi în care ți se cere să fii ceva mai luptător din fire, că ai șanse de câștig. Zodia Fecioară, dragi fecioare, pentru voi este o zi în care sunteți așa destul de obosiți, nu știu, nu prea aveți voi chef de multe lucruri. Prima parte a zilei chiar v-aș recomanda o foarte mare atenție pe sănătate și pe muncă. Atenție ce comunicați pe acolo sau ce vești apar, pentru că e ceva ce nu e în regulă. Nu prea aveți voi energia necesară, chiar v-ar prinde bine să vă odihniți puțin asta dacă ieși și puteți.
Pentru că astăzi puteți afla tot felul de secrete, tot felul de vești ciudate și poate să fie o zi în care sunteți puși pe drumuri fără să vă programați. Da? Unii dintre voi puteți să aveți tot felul de discuții ciudate cu niște persoane din trecutul vostru. Nu știu, rude pe care nu le-ați mai văzut de mult timp sau persoane din anturajul vostru. Deci sunt acolo niște lucruri ciudate pentru voi. Hai să vedem, dragi fecioare. Pisicile mele sunt agitate. Pisica, pentru că motanul doarme în continuare în dulap, deci nu. 6 de bâte, dragi fecioare, 6 de bâte, regina de bâte. O bucurie pentru voi, dar este și o decizie aici provocatoare care se ia. Unii puteți avea o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este cu adevărat și o zi pentru voi în care se ia o decizie importantă, șefa sau o persoană independentă. Unii e posibil chiar să alegeți propriul vostru confort și să spuneți, domnule, dar nu vreau să merg, da? Uite, am și eu astăzi o zi liberă și vreau să mă relaxez. Da? Să îmi termin aici treaba pe care o am de făcut și apoi mi-au liber pentru că simt nevoia să mă relaxez puțin. Trei de spade. Da? Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Trei de spade poate să vină cu o decizie oficială care nu-ți place sau o decizie oficială care este destul de ciudată. Apoi avem aici justiția, o legătură cu zodia balanță, deci poate să fie o decizie care, așa cum am spus, nu place, însă justiția vorbește și despre o legătură cu niște acte pe care o poți avea astăzi, hârtii, documente, toată zona aceasta. Da? Și e o zi pentru tine în care e bine să te lași purtat așa de evenimente. Poate să fie și o persoană aici care ia o decizie pe neașteptate și rămâi și tu surprins de situații. Pentru că este o zi în care tu nu prea ai atât de mult control asupra lucrurilor. Zodia Balanță. Da, până la urmă cred că ajung toate jucăriile în cameră unde filmez eu. Dragi balanțe, pentru voi, prima parte a zilei poate să vină cu niște conflicte legate de o afacere, niște cheltuieli, ceva legat de bani. Pentru alții pot fi conflicte în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, se întâmplă ceva acolo. Însă, în general, este o zi în care, nu știu, provocările, da, pot veni din partea unor prieteni, provocările care țin de viitorul tău, nu știi ce să faci, da? Sau apar cheltuieli, alții dintre voi vreți să vă băgați în tot felul de proiecte. O zi în care sunteți solicitați din toate părțile și acum nu e neapărat ceva negativ, doar că e important puțin să acționați, da? Să acționați, că asta chiar v-ar prinde foarte, foarte bine. Oricum, sunteți într-o perioadă puțin aglomerată voi. Vești care pot veni din cercuri de oameni, vești care țin de viitorul unei relații, de viitorul vostru. Da? E ceva ce vă surprinde pe de o parte, să știți. Sau, nu știu, aveți ceva de plătit, aveți niște bani de dat. Sunteți cam stresați. 9 de spade și 7 de spade. Dragi balanțe, e un stres și 7 de spade spune că ceva nu vă place. Fie e un stres legat de faptul că cineva se simte mințit, trădat, da? 8 de cupe înseamnă și o abandonare. Deci e ca și cum vi se impune să abandonați ceva, da? Și nu vă place și vă stresați. 5 de cupe. Dragi balanțe, indiferent ce se întâmplă, luați și vă uitați spre partea plină a paharului. Este adevărat, aici ce s-a rupt, s-a rupt sau ce nu merge, nu merge, dar luați și vedeți ce aveți la îndemână, că aveți acolo persoane care vă pot ajuta. Da? Sunteți stresați în legătură cu ceva ce nu vă place. Apoi avem aici puterea, o legătură cu zodia Leu. Este o zi cu luptă de putere pentru toată lumea, nu neapărat pentru voi, dar este o zi în care, uite, ți se cere să-ți asculți acea pasiune interioară. Dacă ție îți place domeniul respectiv, merge acolo, învață, investește, fă ceva. Dacă vrei neapărat o anumită persoană sau un anumit lucru, la fel, mergi pe acolo. Da? Chiar o zi în care, să spun așa, ar fi bine să faci ceea ce simți. Și dacă ceva pleacă, dacă ceva se închide, dacă ceva nu funcționează, nu insista, las-o așa că e mai bine. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi e o zi în care vă afirmați. Da? Prima parte a zilei vine cu niște conflicte în relația cu partenerul de viață, dar vedeți că sunt chestii pe care și voi le inițiați. E ca și cum spuneți, da, dar eu nu mă simt suficient apreciat, dar nu mă simt suficient de bine.
alții sunteți prinși atât pe casă, pe familie, cât și pe partea voastră profesională și nu prea mai știți ce să faceți, da? Pe de altă parte, este o zi în care apar tot felul de conflicte în relația cu persoanele cu autoritatea asupra voastră, adică partenerul de viață, șeful, părinții, instituții publice. Deci aici apar tot felul de lucruri. Acum, când spun că e vorba de tensiuni, de conflicte, poate să fie și o zi în care pur și simplu sunteți prinși pe zona aceasta, nu neapărat că e ceva negativ, doar că poate ați fi preferat și voi să stați liniștiți. Da? Oricum aveți energia necesară să faceți lucrurile. Probabil deja începe să simțiți și voi următoarea eclipsă. Suntem între două eclipse, deci acum cam se decid chestii. Da? Se decid chestiuni. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Ce se întâmplă? 3 de cupe, 4 de monede. Dragi scorpioni, se pare că astăzi luptați foarte mult pentru plăcerea voastră, pentru starea voastră de bine. Văd aici că ceva vă bucură legat de o mică petrecere sau legat de o întâlnire. Poate să fie și o zi în care pur și simplu stai cu cineva anume sau primești o veste bună. 3 de cupe reprezintă o primă bucurie, o primă victorie și este o situație pentru care tu te-ai luptat. Deci tu tot te lupți aici, uite, cu spânzuratul, să ieși dintr-un blocaj, dintr-o poveste, dintr-o situație. Magicianul, se pare că astăzi vei avea foarte multe lucruri de făcut și vei căuta soluții la toată această situație. Intuiția te-ar putea ajuta foarte, foarte mult, dar este și o zi în care, așa cum am spus, vrei neapărat un anumit lucru și ești pregătit să lupți în continuare, cu toate că apare prima dovadă, nu ești mulțumit, vrei mai mult de atât. Ultima carte, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Unii puteți avea parte de o zi pasională, dar îndrăgostiții poate să vină la pachet și cu o decizie. Da? Care vezi că ține și de tine, da? Ține și de tine, dar vezi că partenerul tău poate să facă niște chestii sau poate să acționeze într-un mod ciudat. Deci vezi ce face, da? Citește și tu actele alea sau vezi, discutați, pentru că pot fi tot felul de lucruri ciudate. Pot apărea încurcături, da? Legate de acte pentru alții dintre voi. Cineva încearcă să manipuleze aici ceva. Legat de o pasiune, de o relație, de ceva anume. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi e o zi în care cunoașterea voastră și principiile voastre de viață ei cam sunt puse la încercare. Da? Conflictele apar din partea rudelor, da? Sau conflictele pot apărea din zona unor drumuri, da? Prin niște discuții în contradictoriu. Prima parte a zilei, chiar atenție cum conduceți, vedeți cu cine vă certați și ce spuneți. Unii chiar aflați niște secrete sau aflați niște lucruri care vă cam șochează, da? Vă spun că uite, tu ai crezut ceva, dar uite că nu e așa. Da? Și asta e viața, că Lilith pe acolo, asta vrea să vă învețe, să înțelegeți că mai sunt și alții care au dreptate, nu doar voi. Da? Bun, apoi, tot această zi, v-aș recomanda astăzi, tot să mergeți pe ideea aceasta, că teoria uneori nu e aceeași cu practică. Da? Atenție pe sănătate și atenție că ați făcut voi ceva prin trecut și acum aveți rezultatele. Pot apărea tot felul de conflicte la muncă, da? Care țin de specialiști, care țin de persoane cu autoritate, care țin de străinătate. Pot apărea tot felul de conflicte legate de zona studiilor superioare. Da? Atenție ce faceți, nu vă băgați în tot felul de chestiuni din acestea ciudate. Dacă vreți să stați liniștiți astăzi, luați și vă relaxați, spuneți da, ei, am greșit, aia e, ce să facem, se mai întâmplă, da? Nu orgoliu, nu dorință de a vă impune voi ideile că nu-i ok. Nu e o zi chiar atât de negativă pentru voi, să știți, da? Chiar puteți să dați dovadă de o abordare înaltă asupra situației, că până la urmă sunteți o zodie așa mai înaltă din punct de vedere mental, da? Din punct de vedere energetic. Cavalerul de monede și eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Dragi săgetători, ceva aici se mișcă mai greu, da? Și uite, văd aici o legătură cu un specialist sau cu o persoană care este mai în vârstă, da? Poate să fie o zi în care lucrurile funcționează ceva mai greu, iar apoi avem 4 de cupe. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ți se spune ceva și nu-ți place, sau 4 de cupe poate să însemne și un moment de plictiseală, da? E ca și cum nu prea ești deschis tu în fața unei idei. 5 de bâte, o discuție în contradictoriu, dar și o situație puțin agitată care poate să apară la muncă sau în urma unui drum pe care tu îl faci. Da?
Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi este o zi cu adevărat intensă, profundă. Da? Prima parte a zilei vine cu niște cheltuieli pe care le aveți de făcut. Poate să vină și cu niște bani care vă intră, dar la fel de bine îi puteți da. Da? Prima parte a zilei chiar vă găsește foarte concentrați pe viitorul vostru din punct de vedere financiar și tot această zi poate să vină cu niște conflicte legate de un copil, de persoana iubită, conflicte legate de grupurile de oameni din care faceți parte, prietenii voștri. Acum, dragi Capricorni, acceptați că ce se închide, se închide. Da? Încercați să vă detașați puțin de anumite probleme. Da? Încercați să vedeți lucrurile altfel. Zi în care trăiți intens și voi. Pot fi tot felul de conflicte din zona moștenirilor, din zona, nu știu, pensie, bursă, tot ce ține de zona aceasta a banilor, banii celorlalți. Atenție pe speculații financiare astăzi, nu vă apucați de așa ceva, că nu e ok, chiar nu. Pentru tine, 8 de spade, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Dragi Capricorni, aici e un blocaj, da, legat de un profesor, de un mentor, e un blocaj legat de ideile voastre care poate sunt ceva mai învechite. De asemenea, este o zi în care vi se cere să dați dovadă de înțelepciune, da, în relațiile cu ceilalți, pentru că este o perioadă în care trebuie să-i suportați pe ceilalți, că sunt mai imaturi, sunt mai irresponsabili și e de datoria voastră să-i ajutați, să-i ghidați. Da? Cavalerul de monede. Foarte interesant. Un drum pe care îl faci la cumpărături sau un drum spre locul de muncă. O veste care poate să apară și care ține de bani, dar ultima carte văd 7 de monede. E clar că, uite, tot ce ține de o bancă, de o sumă de bani sau un împrumut, da, pe care aștepți ca cineva să ți-l înapoieze, toate aceste aspecte sunt foarte importante. Însă este o zi în care, așa cum am spus, dragi Capricorni, vi se cere să găsiți soluții la tot felul de probleme, da? Că unii e posibil să nu fiți voi implicați în mod direct, ci o persoană dragă vouă și atunci, da, vi se cere ajutorul în toată povestea asta. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi în care relațiile cu ceilalți sunt foarte importante, dar în prima parte a zilei izbucniți de-a dreptul, da? Și vreți libertate și voi impuneți ideile și știți ce vreți și vă cunoașteți valoarea, vreți apreciere, vreți de toate. Intrați în contact cu tot felul de persoane ciudate astăzi, da? Însă vedeți că este o zi în care apar conflicte în general în familia voastră, în relația cu șeful, sunt chestiuni legate de acte pentru voi sau sunt chestiuni legate de clienți pentru alții, deci acolo pot apărea conflicte. Bineînțeles că vi se cere să vă împărțiți într-un mod egal și pe casă, pe familie și pe viața voastră profesională. Partenerul de viață poate avea niște probleme sau poate fi ceva mai agitat decât de obicei. Pot apărea gelozii, discuții și așa mai departe. Na, e ca și cum voi dați startul de dimineață și apoi lucrurile se desfășoară, da, de la sine. Atenție pe acte astăzi, da? Vedeți ce faceți. Discuții care pot apărea cu un colaborator, cu un client, știu eu, cu ceilalți în general vorbind. Lumea, o legătură cu străinătatea, da? Nouă de spade. Vă e teamă aici de un final, de o relocare, de o schimbare. Lumea vorbește despre o închidere karmică, da? Dar vorbește și despre liniște, despre pace. Niște decizii care se iau în lume, în lumea voastră, la muncă, în zona prietenilor, în general în lume. E ceva aici ce vă stresează. Nebunul, dragi vărsători. Surprize mari pentru voi astăzi. Legate de un copil, de persoana iubită, chestii legate de noutăți total neașteptate, da? Care pot veni de la distanță. Închideri, eliberări, nu știu, alții e ca și cum spuneți, gata, mă eliberez, dar mă și stresez, că sunt multe chestii de făcut. Ultima carte, Asul de Cupe, este o zi cu foarte mari emoții pentru voi. Asul de Cupe vorbește despre un nou început, despre bucurie, liniște, pace și tot Asul de Cupe poate să vină la pachet și cu o nouă persoană pe care o puteți cunoaște sau niște noutăți total neașteptate care apar în viața unei persoane, dragi voi. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi este o zi în care chiar ar fi bine să fiți atenți puțin pe sănătate, da?
Cel puțin în prima parte a zilei. Pentru alții pot apărea conflicte legate de muncă sau în general în activitățile voastre de zi cu zi. De asemenea, este o zi în care aveți de făcut tot felul de drumuri, au loc tot felul de discuții pentru voi și aveți tot felul de chestiuni de făcut pentru casă, pentru viața voastră privată, pentru ceilalți. Parcă e un moment așa în care toată lumea vrea câte ceva și voi sunteți cei care trebuie să puneți în practică toată povestea. Ei, fiți puțin atenți aici, da? La muncă pot apărea tot felul de discuții în contradictoriu, probleme, da? Certuri, dar nu vă implicați în ele. Da? Dați dovadă de maturitate și atenție pe sănătate, atenție pe drumuri astăzi, adică luați și conduceți regulamentar, da? Respectați regulile de circulație și tot ce se face. Dacă ești și călătorești cu un mijloc de transport, la fel, vezi să fie autobuzul care trebuie, vezi să nu te implici în scandaluri, în chestiuni de genul acesta. Da, hai să vedem, dragi pești. E o zi în care și voi sunteți scoși puțin din zona de confort, ca toate zodiile de altfel. Asul de spade și moartea, o legătură cu un scorpion. Dragi peștișori, și asul de monede, uite, apare o veste. O veste care vine la pachet cu abundență financiară, dar este și o veste care ține de un final. De o transformare, un nou început pentru tine, o veste, șase de spade, un drum pe care îl faci sau cineva care vine către tine. Da? Rezolvi ceva legat de niște acte, de o mașină, nu știu. Alții, pur și simplu, aveți o zi aglomerată, da? Aveți multe lucruri de făcut, multe drumuri, multe întâlniri, multe discuții, nu neapărat acum că se întâmplă nu știu ce nenorocire, da? Să ne înțelegem. Turnul. Dragi pești, niște vești foarte surprinzătoare care apar legate de un drum, dar este și o zi în care e bine să fiți foarte, foarte atenți pe ceea ce faceți. O zi în care sunteți și voi eliberați niște chestiuni. Da? Atenție cum conduceți, atenție cum mergeți. Da? Unii pești simt aici că e ca și cum vreți să vă eliberați dintr-o poveste. Da? Și acum vin planetele, universul și vă împing așa de la spate. Și spuneți, aoleo, dar unde m-am trezit? Ei, da, unde m-am trezit, dar uite că m-am eliberat. Asta e important pentru voi, da? O veste surprinzătoare care poate avea legătură cu un drum, cu o mutare, da? V-ați dori voi ceva și uite că astăzi sunteți surprinși că apare veste. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat canalului, vă invit cu drag să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, este absolut gratuit pentru toată lumea. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă și nu uitați, nu vă implicați în tot felul de scandaluri, chestiuni de genul acesta. Da, e o zi cu tensiuni, e o zi în care suntem puțin scoși din zona de confort, dar asta nu înseamnă că e ceva negativ. Da? Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă.